Deci 98 și cu 2 de pe site 100 și cu 5 din America 105 și cu 4 pe care i-am primit 109 și 2 mi-a dat Emma 111 și cu 4 din dulapul de scenă. Da, deci salutare dragilor, bine ați venit la un nou vlog Andreea Vălan. Un vlog despre pantofi. Așa cum unii toamnă aș număr boboci, eu număr pantofi. Pentru că voi ați cerut la acel vlog în care v-am arătat câte lucruri încap în poșeta mea mititică și cu toți erați mirați că încap atâtea lucruri, mi-ați cerut să vă mai arăt anumite lucruri, dressing-ul, casa sau pantofi. Și atunci astăzi a rămas să fac un vlog despre colecția mea de pantofi. Despre asta este vorba. Să începem! Ba voilà! Dulapul neîncăpător cu pantofi. Cred că depășesc vreo 130 de perechi de pantofi. Aveam și mai multe perechi de pantofi, dar a venit stilista mea, Emma Băniță, acum jumătate de ani și mi-a aruncat jumătate din perechi. A zis că sunt ca o babă care păstrează tot ce e vechi. Și uite așa, doi saci, la revedere! I-am făcut cadou, bineînțeles, nu i-am aruncat. Și au rămas de cei de sus, n-am putut să mă despart, deși i-ar fi aruncat și pe aia, dar au rămas cei utilizabili. Și din când în când, bineînțeles, trebuie să mai cumpăr, că na, par pe tot fel de colecții noi. Începutul este acesta. Acesta este începutul. Și nu sunt aceea din perioada Andrei, după cum observați. Ani și ani de zile nu am putut să port așa ceva, pentru că dacă i-aș fi purtat, criticii de mod ar fi spus: ia uite-o, n-a trecut de perioada Andrei, ia uite-te la tot de alea poartă. Și acum na, că și alte artiste gen Ina poartă chestii din astea foarte cool după 20 de ani de la Andrei. În partea de sus avem pantofii neportabili, adică sunt la păstrare pentru un viitor îndepărtat, zice stilista mea, în care cică s-ar putea să se mai poarte, s-ar putea ca moda să revină. Avem aici pantofi din colecția Jeffrey Campbell, știți că s-a purtat foarte mult Jeffrey Campbell acum câțiva ani și n-am putut să mă despart de ei pentru că îmi plac foarte mult, mai ales aceștia cu desene animate. Câteodată poate la, nu știu, la o emisiune specială, da, aș putea să-i mai port. Aceștia fără toc, gen Lady Gaga, așa. Aceștia cu ținte, fai de mine, și ăștia sunt buni la război când trebuie să ceri cu cineva. Și aici nu sunt din Jeffrey Campbell, sunt dintr-un magazin din New York, mi s-au părut mie foarte interesanți, cred că mi s-au părut doar mie interesant. Am zis să îi port la un videoclip cândva, n-am ajuns să-i port la niciun videoclip, pur și simplu țin la păstrare, că nu am purtat niciodată și mi-e un pic așa ciudat să îi arunc. Ia uitați și această platformă tot de la Jeffrey Campbell. Și aici avem niște pantofi stiletto, sclipicioși, pentru că mie îmi place sclipiciu de pe vremurile reminiscențe de pe vremea Andrei. În ultimii ani am mai renunțat la sclipici și la paiete și la machiajele stridente, dar totuși trecutul nu se uită și încă mai am pietricele și Swarovski și tot felul, dar puțin, nu mult, nu mult, să nu exagerăm. Ăștia îmi plac foarte mult, de la Steve Madden. Și de fapt Steve Madden îmi place foarte mult și am mai multe perechi de la Steve Madden și aici jos. Enorm îmi plac, dar platforma asta atât de groasă acum nu se mai poartă. Aici avem câteva perechi de cizme, ia priviți, taram, o cizmă lungă până aici peste genunchi și total incomodă pentru că are platformă și nu pot să folosesc nici la dans, nici la emisiuni, sunt doar pentru ședințe foto. Încă o chestie foarte ciudată, interesantă și neportabilă, încă o pereche de cizme Jeffrey Campbell pe care de asemenea nu mai am când și unde să le port. Astea s-au purtat acum două veri, era stilul ăsta boho așa și aș putea să vă fac cadou. Apropo, dacă vreți, scrieți-mi în comentarii și pot să vă fac cadou câteva perechi de pantofi, și vechi, și noi, depinde ce v-ați dori. Scrieți-mi în comentarii și aștept mesajele voastre. Mai jos, aici începem să avem lucrurile portabile, lucrurile noi și piesele de rezistență. Piesa de rezistență în dressing-ul meu reprezintă această pereche de Balenciaga. Până când să lucrez cu stilista mea, Emma, nu am avut o pereche atât de scumpă de pantofi, pentru că mie mi se părea ineficient să investesc în pantofi mega, mega scumpi. Adică aveam pantofi comozi, foarte buni, pe scenă și așa mai departe.
Și stilist a zis, nu, trebuie niște piese foarte bune, nu contează ce ai pe tine, poți să ai un tricou ieftin, dar dacă ai în picioare o chestie interesantă și scumpă și la modă și așa mai departe, e foarte bine. Și în momentul în care am cumpărat această breche, m-a durut stomacul. Cum s-a făcut rău și am dat-o, ești sigură? Da, dă cu cardul acolo. Am dat cu cardul, a venit perechea și l-am venit perechea. Ce sunt șosetele astea? Da, astea sunt, astea se poartă, ok. Între timp m-am mai obișnuit. Mama își și am început să mai investesc și să mai îmi cumpăr tot felul de piese frumoase și, de exemplu, sunt nebunită după aceste perechi off-white și acum aștept colecția nouă. Mai am number 21. Number 21, o firmă foarte, foarte tare și foarte șmecheră și cam piperată așa și îmi plac foarte, foarte mult. Apoi am Norma Baker, foarte frumoase acești pantofi. Ideea este că pe acest raft toate sunt portabile și de mai jos încolo. Tot number 21, am o pereche, o țin în cutie pentru că, bineînțeles, a venit în America. N-am putut să o trimit înapoi, că mai mult costa să o trimit, adică costa foarte mult să o trimit înapoi. Am această pereche superbă, number 21, care, din păcate, mi-a venit, scrie 36 pe ea, dar ca și mărime este 35, de fapt. Adică, nu știu, un 36 american, care, de fapt, european este 35. Și, din păcate, nu pot să le port. Așa că... scrieți-mi în comentarii. Dar este o pereche superbă de sandăluțe, nici ce ori fi ele aici. Și mai ales la mătănioară, o firmă foarte, foarte șmecheră, cu tot, cu factură, cu tot. Am mai vorbit cu colegi din Brază, dar nimeni nu poartă 35, adică e foarte greu să găsești pe cineva care poartă 35. Aici am ghetele pe care le folosesc pe scenă. Nu folosesc pe scenă încălțăminte mai scumpă de 100 de euro, pentru că altfel m-aș transforma de nervi! Pentru că se strică, mai ales atunci când dansez cu petrișor, salsa, samba, rock and roll și încep și fac șap, 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 șap! Și pe scene care nu sunt de multe ori, de cele mai multe ori, îmbibate bine și înșurubate și există spațiu acolo între ele și mai ales când mai am petrișor și facem așa pe jos și jap, 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 șpagat. Deci nu pot să folosesc off-white sau Balenciaga pe scenă, Doamne ferește, niciodată, că aș plânge, m-aș enerva și așa mai departe. Și atunci folosesc ghetuțe cam de 100 de euro cu toc gros, foarte important, ca să țină, să aibă stabilitate. Și aceste ghete se strică foarte repede, mai ales în vârf, tocmai de la șpagate și pe topuri se julesc, i-a privit foarte tare. Le port cam 2-3 luni și apoi le arunc pentru că arată foarte rău după 2-3 luni de dans. De aici avem sandăluțe, acestea le-am primit cadou chiar de la Elena Gheorghe și de la sora ei. Steve Madden, îmi plac foarte, foarte mult și în general Steve Madden mi-a plăcut foarte mult. Cu platformă, fără platformă. Astea sunt comode pentru că au și platformă și toc înalt, dar, sincer, toată vara eu am stat într-o singură pereche de Adidas, aceasta, de la Nike. Dacă verile trecute și, în general, anii trecuți, stăteam cocoțată ca un cocostâr pe tocuri, cu vârsta devii mai înțelept, mai calm, mai așezat și nu mai ești la fel de fudul. Fac acum o diferență foarte mare între viața personală și scenă. Pe scenă, ok, trebuie să fim aranjate, adică suntem machiate, ok, trebuie să investim în hainele de scenă și așa mai departe, dar în viața de zi cu zi, mai ușor, mai comod. Și de aceea am Adidas. Și mi-au plăcut foarte mult acești Adidas de la Fenty and Puma și mi-am luat două perechi, după cum vedeți. Tot de la Fenty și Puma am aceste bărcuțe. Ghetuțe. A? Bărcuțe. Bărcuțe? Nu sunt bărcuțe! Să trecem la piesele de rezistență din nou. Priviți aceste ciocate minunate. Buffalo, sunt foarte tari, sunt din America. Costă groasă, pentru că sunt făcute manual. Sunt din piele și au acest model. Tot la capitolul ciocate avem aici Isabel Mara. Îmi plac foarte, foarte mult, sunt nebunită și de aceea mi-am luat două perechi Danish de la Vans. Și mi-au plăcut foarte tare pentru că au motele Disney cu Mickey Mouse. Am acești Danish pe care nu i-am mai purtat de vreo 2-3 ani la un designer român. Foarte, foarte cool. Tileto albaștri, tileto bej. Ai nevoie de niște baze, cum ar veni, niște culori și niște pantofi simpli care merg la orice. De ce zici, David? Noi avem o singură preche de pantofi care merg absolut la orice. Cine? Noi, bărbații. Voi aveți 7000 de preche de pantofi și tot nu merg. Și tot când deschid dulapul mi se pare că cu ce mă încalz sau cu ce mă îmbrac. Tot Steve Madden, frumos și interesant așa și colorat.
toți. Acestea sunt cizmele Wonder Woman. Știți conceptul cu supereroi din Fantasy Show? Acestea sunt cizmele pe care le-am folosit în promovarea momentului Wonder Woman. Așadar, dragile mele, dau cadou aceste perechi de sandale, pantofi. Unele nu sunt purtate, n-au fost până niciodată, de exemplu acestea. Și astea, cred că o singură dată, și aceștia niciodată, și acestea niciodată, pentru că sunt foarte, foarte incomode. Atenție, port 36, așa că aștept comentariile voastre la vlog și mai ales pe comunitate, scrieți-mi o adresă de e-mail sau un contact ca să iau legătura cu voi și să vă trimit. Să scrieți și ce preferați și așa mai departe, o să fac într-o selecție, bineînțeles, și sper că v-a plăcut acest vlog, sper să vă bucurați, puteți să le purtați sau să nu le purtați, aveți o mică amintire de la mine, așa că ne revedem data viitoare. Vă pup și vă iubesc!